Tema conferinței noastre de presă de astăzi este legea pensiilor, noua lege a pensiilor, și aș vrea să vă fac și un scurt istoric vis-a-vis de legislația de pensii, având în vedere că în anul 2017, când am devenit ministru, m-am ocupat foarte mult de această lege și chiar zic eu că am reușit să scoatem în anul 2019 o lege foarte bună. O lege la care nu am lucrat eu ca ministru, o lege la care au lucrat cei mai mari specialiști din Casa de Pensii. Din fiecare județ al țării a venit cel mai bun specialist, au făcut grupuri de lucru și a reieșit acea lege 127 din 2019, care, din punctul nostru de vedere, avea o formulă apropiată de perfecțiune. Spun apropiată de perfecțiune pentru că nicio lege nu este perfectă. La vremea respectivă am simulat această lege ca să nu avem surprize cu scăderi pe ea timp de mai bine de un an de zile la Casa Națională de Pensii. Am avut foarte multe discuții atunci cu Comisia Europeană, cu Fondul Monetar Internațional pe legea respectivă. Am primit foarte multe observații pe lege, nu am ținut cont de niciuna dintre aceste observații pentru că nimeni nu putea să ne impună nimic în acel moment. Mai târziu, după apariția acestei legi în 2019, ar fi trebuit să se cumpere softul pe care să se recalculeze toate cele 5 milioane de pensii, iar din anul 2020 până în 2022 să înceapă recalcularea tuturor pensiilor, astfel încât în anul 2022 deja să se intre în noul cuantum al pensiilor, cu ele în plată. Din păcate, noi am plecat de la guvernare la începutul lui octombrie 2019, s-a oprit licitația pentru soft. În anul 2020, guvernul Orban de atunci a spus cu certitudine că nu va aplica această lege a pensiilor, chiar dacă ea era trecută prin Parlamentul României. Și mai mult decât atât, nu a făcut niciun fel de majorare, nici măcar cu rata inflației. Apoi, în anul următor, a venit guvernul Câțu, care a început renegocierea PNRR-ului, împreună cu marele specialist, cum îi spunem noi cu ghilimele de rigoare, Ghinea, care a introdus în cadrul PNRR-ului mai multe considerente despre legea pensiilor, în condițiile în care nimeni de la Comisia Europeană nu ne ceruse ca să ne asumăm vreun jalon pe pensii. De la Comisie se știa că există deja o lege a pensiilor, deci nimeni nu ne-a impus acest lucru. Mai mult decât atât, nu există nicio țară din Uniunea Europeană care să-și fie asumat prin PNRR vreo reformă a pensiilor. Dacă nu mă credeți pe mine, eu vă invit să citiți PNRR-ul. L-am descoperit și eu acum câțiva ani când el a apărut pe site-ul Comisiei Europene. Eram primar de data aceasta și stăteam de vorbă cu colegii din primărie să vedem ce anume putem să accesăm pe noul PNRR. Din curiozitate m-am uitat și la pensii să vedem dacă s-a introdus ceva sau la reforma socială. Și acolo am avut un șoc când am citit, am și făcut o postare la vremea respectivă, timp de două zile n-a reacționat nimeni nici de la nivelul guvernului, nici de la nivelul Casei Naționale de Pensii, pentru că nimănui nu-i venea să creadă că este adevărat ceea ce introdusese România în PNRR, pentru că la vremea respectivă PNRR-ul nu a fost discutat cum ar fi fost normal în Parlamentul României, nu s-a primit niciun fel de sugestie de la Casa Națională de Pensii sau de la Ministerul Muncii, nu s-a transmis niciun document cu ce vor să facă cei din guvernul Câțu către aceste instituții, astfel încât nimănui nu-i venea să creadă că există așa ceva în PNRR. Și dacă nu mă credeți pe mine, puteți să vă uitați de la pagina 304 încolo, în PNRR, la jalonul Reforma Sistemului Public de Pensii și să vedeți ce anume se solicita de către statul român, atenție, sau ce și-a asumat statul român. Că se va introduce o nouă formulă de calcul pentru pensiile noi și pensiile în curs de plată. Deci pentru absolut toate pensiile care erau în plată sau care vor urma, guvernul dorea ca să fie introdusă o nouă formulă de calcul față de VPR-ul care exista în legea 127.
Apoi, cel mai grav dintre toate, că procentul din PIB, 9,4%, trebuie să fie până în perioada 2070. Cu alte cuvinte, noi ne limitam la nivelul a 9,4% din PIB în condițiile în care pe legea noastră, pe legislația noastră, era 11% din PIB pentru pensii, iar media europeană era de 13%. Și nu se mai putea face niciun fel de modificare timp de 50 de ani de acum înainte. Practic și noi când ieșeam la pensie nu se putea face nicio modificare astfel încât să putem să avem pensii majorate, atenție, nici măcar cu rata inflației. Mai departe, ce se spunea acolo? În plus, parametrii respectivi, adică aceștia cu 9,4% în perioada 2022-2070, nu vor permite creșteri ad hoc ale nivelurilor pensiilor. Ce însemna asta? Că nu poate să vină niciun guvern care să spună aplic rata inflației sau eu știu, fac o creștere a punctului de pensie. Așa cum s-a întâmplat de fiecare dată când PSD-ul a venit la guvernare. Apoi, va introduce o nouă regulă de indexare a pensiilor în funcție de nivelul cheltuielilor cu pensiile ca procent din PIB și mecanisme de combatere a indexării ad hoc. Iarăși, nu se mai putea face niciun fel de indexare. Va reduce în mod semnificativ posibilitățile de pensionare anticipată. Apoi se vorbește despre vârsta standard de pensionare până la 70 de ani, despre amânarea pensionării și chiar de înlocuirea dispozițiilor legii 127/2019, deci cea pe care noi o aveam deja aprobată de Parlamentul României. Astea toate le găsiți dumneavoastră în PNRR și o să constatați atunci că de la ele s-a pornit această nouă lege a pensiilor. Noi când am intrat la guvernare, acum 2 ani de zile, una dintre condițiile pe care le-am pus ca să intrăm la guvernare a fost condiționată de majorări care trebuie să făcute la sistemul de pensii din România. Și mi-amintesc cerbicia cu care cei din PNL nu vreau să accepte că noi spunem în programul de guvernare că sunt doar modificări la legea pensiilor, nu că discutăm de o nouă reformă a legii pensiilor. De ce? Pentru că ei știau foarte bine ce făcuseră prin PNRR, ce și asumaseră. În calitatea pe care o aveau atunci de partid aflat la guvernare. Ce am mai făcut noi în perioada în care am intrat la guvernare? Imediat am deschis discuțiile cu Comisia Europeană pentru a elimina, în primul rând, acest procent de 9,4% din PIB la pensii. Și îmi amintesc că am avut chiar și eu o discuție cu comisarul pe muncă, domnul Nicola Schmidt, eram primar deja, dar la Asociația Municipiilor din România am hotărât să-i facem o invitație pentru că nu era vorba în PNRR doar de legea pensiilor, era vorba și de legea salarizării și acolo va fi cu foarte multe probleme vis-a-vis de ce și-au angajat ei prin PNRR să se întâmple. Una dintre reformele, cum le spuneau ei, era referitoare la administrația publică locală și am profitat de această intervenție pe care am avut-o ca să îi solicit să dispară acel 9,4% din PIB. Dumnealui a fost foarte tranșant. N-am venit noi cu ideea asta. Ați venit voi, statul român, voi v-ați asumat-o, noi nu putem acum să modificăm PNRR-ul, de câte ori vine altcineva la guvernare dintre țările care se află în Uniunea Europeană, pentru că dacă vom face acest rabat pentru România, automat va trebui să regândim și să modificăm PNRR-urile din toate țările europene, pentru că fiecare va solicita câte ceva ce nu-i convine din ceea ce a introdus cealaltă guvernare. Până la urmă, premierul Marcel Ciolacu, imediat după învestirea în funcție, a reușit să scoată acest procent de 9,4% din PIB și acel blocaj care era făcut pe pensii până în anul 2070.
ceea ce evident era o prostie și de la Uniunea Europeană toți recunoșteau, da, e o prostie mare, nu s-a mai întâmplat așa ceva, nu mai există așa ceva în nicio țară a Uniunii Europene, da, e o prostie introdusă de statul român, asumată de guvern. Și explicam de fiecare dată, este asumată de guvernul de la vremea respectivă, dar nu s-a discutat în Parlament, nu s-a discutat cu specialiștii, nu s-a cerut un punct de vedere de la Ministerul de Finanțe, de la Ministerul Muncii, de la Casa Națională de Pensii. Practic totul a fost făcut într-un proces de lipsă totală de transparență, așa încât Parlamentul României a luat cunoștință despre ceea ce se negociase în PNRR, doar în momentul în care el a apărut postat pe site-ul Comisiei Europene. Așadar, a trebuit să se pornească de la zero cu o nouă lege a pensiilor, care să înlocuiască legea 127. De data aceasta, cu discuții la Comisia Europeană, în care nu mai puteai să vii și să spui, domne, nu mi-asum chestiunea asta, eu n-o fac, ca ministru. Pentru că erai condiționat de tot ceea ce scria în PNRR, de ceea ce și-a asumase statul român, și atunci a trebuit să se găsească până la urmă o formulă care a dus la această lege a pensiilor, care totuși are avantajul foarte mare că se merge pe contributivitate, adică măcar se respectă acest principiu al contributivității. Mai mult decât atât, totuși, este o sumă de aproape 10 miliarde de lei anuală, ceea ce înseamnă că pensiile cresc, nu mai este acel stopaj al pensiilor timp de 50 de ani. Mai mult decât atât, 82% dintre pensii chiar cresc. Să știți că am stat în această perioadă de vorbă cu foarte mulți pensionari și aici la partid cei pe care i-am găsit și la mine în familie, peste tot. Până acum eu n-am întâlnit, vă spun la modul sincer, persoană la care să-i fi scăzut pensia. Dar este foarte adevărat că sunt și astfel de persoane, mă refer aici la 17%, însă, un mare însă, chiar și dacă la decizia de recalculare i-a venit un cuantum mai mic, pensiile nu scad, pentru că în conformitate cu articolul 144 din noua lege a pensiilor, toate pensiile care sunt în plată se păstrează cuantumul dinainte de recalculare în cazul în care ele sunt mai mici. Deci, cu alte cuvinte, nu a scăzut nicio pensie în România. Mai mult decât atât, din cei 803.000 de pensionari care au primit decizii de pensionare cu un cuantum mai mic în scripte, sunt 485.000 care sunt la indemnizația minimă socială și aceasta crește de la 1 ianuarie în fiecare an, deci în niciun caz nu sunt înghețate pensiile. Mai sunt apoi 85.000 care, la care valoarea pensiei calculată este egală cu cea anterioară și automat de la 1 ianuarie vor avea creșteri, conform legislației care prevede că va fi o creștere de actualizare cu rata inflației plus jumătate din valoarea medie a salariului brut în economie și de asemenea 30.000 care au pensia recalculată mai mică, se crește și aici de la 1 ianuarie, dar pe cuantumul recalculat. Adică dacă ai în plată o pensie de 7.000 de lei, dar ție pe decizie ți-a venit 4.000 de lei, atunci la cei 4.000 de lei se aplică rata inflației și ai o creștere pe ea. Ca să vă mai dau la fel și toate cifrele exacte, să știm cu toții despre ce vorbim. Așadar, din totalul de pensii, care este 4.609.830 de pensionari, pensii majorate sunt pentru 3.806.270, adică procentul acela de 82% despre care vă spuneam. Pensii nemodificate, care în urma recalculării a ieșit aceeași pensie ca cea pe care o aveau în plată, 84.176, număr de pensii cu diminuare, dar care în plată rămân la fel, 719.257, din care, atenție, indemnizații sociale 558.970. Despre ce discutăm aici? Discutăm despre persoane care au muncit mai puțin și care nu au putut din contributivitate să-și
să ajungă măcar la pensia minim garantată în plată. Sau despre persoane, cum am întâlnit multe în perioada când eram ministru și din cauza asta am și operat câteva modificări legislative. Vă dau cazul unei vânzătoare care a lucrat 8 ore, biata femeie, timp de 30 și ceva de ani, ca și agent comercial într-un magazin, deci vânzătoare într-un magazin, dar patronul pe ea o ponta la 2 ore. Și atunci, automat, că nu avea de unde, chiar dacă i-a muncit, să nu avea de unde să îi crească pensia, să aibă o pensie peste minim garantată. E, să știți că legea asta corectează și astfel de chestiuni, pentru că îi avantajează pe cei care totuși au lucrat un număr mai mare de ani. Apoi, creștere pensie medie după recalculare, 622 de lei, deci asta este media în care cresc pensiile, adică un plus de 27% față de cât era până înainte de data de 1 septembrie. Creșterea pensie medie anuală, dacă se adaugă și indexarea, de 13,8%, este de 41%. Procent sesizări raportat la decizii emise, 0,05%. Deci ceea ce vedeți dumneavoastră pe posturile de televiziune în care toată lumea plânge, de fapt acesta este un procent de 0,05%. Iar procentul de corecții raportate la deciziile emise este de 0,024%. M-am interesat și la Casa Județeană de Pensii. Din datele pe care le aveau după 5 zile de la emiterea deciziilor de recalculare, s-au solicitat 78 de audiențe acordate pentru clarificare asupra deciziilor de recalculare, la un număr de 144.667 de decizii emise. Deci doar 78 din aproape 145.000 de decizii. Număr de reclamații, sesizări, cereri de revizuire registrate privind deciziile de recalculare, indiferent de modalitatea de transmitere, suport hârtie electronic, a fost de 40 de persoane. Adică un procent de 0,03% din total pensii recalculate în județul Dolj. Număr de cazuri pentru care se impune revizuirea este de 12, adică de 0,008%. Pentru că, să știți că și aici este o chestiune, în sensul că, într-adevăr, sunt și greșeli făcute în procesul de recalculare la Casa de Pensii. Adică, bine ar fi ca pensionarii să se uite totuși cu cineva care se pricepe peste deciziile acestea de recalculare și dacă văd că, într-adevăr, s-au făcut aceste decizii, ar trebui să se adreseze chiar în această perioadă la Casa Națională de Pensii sau la Casa Județeană de Pensii. În concluzie, ce aș vrea să spun? Că legea 127 era mult mai bună, inclusiv la nivelul grupelor. Să știți că, nu știu dacă am toate datele aici, dar din păcate nu le am, dar pot să vi le pun la dispoziție ca să vedeți că inclusiv la nivelul grupelor de muncă sunt foarte multe creșteri. Adică din cei 247.000 de pensionari cu grupa 1 și a 2 de muncă, la mai bine de jumătate se înregistrează creșteri de pensii. Și mama, care a lucrat într-o grupă de muncă, am întrebat-o cât i-a venit pensia și mi-a spus că a avut o majorare de 400 de lei. Deci nu este obligatoriu să se scadă. Ce s-a întâmplat în cazul acestor grupe? Iarăși, ca să știm, pentru că aici ne interesează și pe noi în județul Dolj, avem o lege care s-a aplicat special pentru cei care au lucrat la Complexul Energetic Oltenia sau la CET2. Pentru ei, acum 2 ani de zile, dacă vă aduceți aminte, se tot dezbătea această lege care ce încerca să facă? În primul rând să le dea posibilitatea să iasă mai repede la pensie, pentru că discuțiile erau foarte avansate că Complexul Energetic Oltenia s-ar putea să tragă obloanele și oamenii erau speriați și atunci solicitau această lege. Pe de altă parte, și în cazul lor, ca și în cazul minerilor sau al siderurgiștilor, erau diferențe foarte mari între cei care ieșiseră acum 11 ani, de exemplu, și cei care ieșeau
atunci la pensie. Diferențe în sensul că erau dezavantajați cei care ieșiseră mai de mult la pensie. Ei bine, a fost făcută o corectură special pentru ei în lege, dar nu s-a ținut cont la vremea respectivă despre contributivitate. Acum, în acest moment, când legea aceasta se referă la toată lumea că trebuie să primească o pensie în funcție de contribuția pe care a avut-o, evident că la ei s-au văzut niște diminuări în decizii, dar încă o dată spun că aceste diminuări nu sunt și în plată pentru că au rămas cu aceleași pensii. Și dacă o să aveți curiozitatea să întrebați pe cei care sunt de la electrocentrale care au ieșit la pensie anul trecut, o să constatați că au ieșit cu pensii bune, foarte bune, aș spune eu, de la 7.000 de lei în sus, poate chiar mai mult, la o vârstă apropiată de 50 de ani. Deci, cam acestea sunt cauzele care au dus până la urmă la apariția acestor tensiuni în societate. Eu mi-aduc aminte foarte bine și de legea 157, legea salarizării, eram ministru când ea s-a pus în aplicare. Tot așa, trebuia să răspund la televiziune celor care spuneau că le scad salariile. Și explicam la fel că la peste 90% le-au crescut salariile, în unele cazuri chiar cu 200%, media a fost atunci de creștere de 60% la tot ceea ce însemnau salariile din sistemul public și când spun peste 200% chiar mă refer la medici, medici rezidenți și așa mai departe, care știți bine ce creșteri au avut, erau la fel persoane care reclamau că sunt dezavantajați de legea salarizării. Dar de fapt, omiteau să spună că în cele mai multe cazuri treceau cu salariul peste președintele României. Ori în momentul în care noi am venit și am stabilit că nimeni nu poate să treacă peste președintele României, ca și salarizare, atenție, pentru că la nivel de sporuri sunt încă mulți care depășesc președintele României. Și aici iarăși va fi o problemă, pentru că tot în PNRR și-au asumat cei de la guvernul respectiv și vreau să-i văd și acum cum vor apăra în public acest lucru, dar bineînțeles că este mai simplu să arăți cu degetul PSD-ul care s-a chinuit să salveze ce se mai putea salva din legea pensiilor. Vreau să-i văd în momentul în care vor trebui să explice de ce au introdus, de exemplu, un maxim de 20% la sporuri la salariile din sectorul public. Vreau să văd și eu cum îi împacă pe cei care lucrează, de exemplu, la boli infecțioase, unde automat sporurile trebuie să fie mai mari, sau la cei care lucrează tot doctorii la medicina legală, unde știți bine că acolo sporurile sunt foarte mari pentru că lucrez cu morți în condiții deosebite, evident că atunci salariile ar trebui să fie mai mari. Deci îmi aduc aminte perfect care au fost discuțiile, cred că societatea acum însă începe să se calmeze în cea mai mare parte, sigur că sunt și dintre cei nemulțumiți care ar vrea ca și decizia pe care au primit-o de la Casa de Pensii să bată cu ceea ce au ei în plată, însă în unele cazuri, cum vă spuneam, nu se poate aplica contributivitatea în cazul lor, ceea ce este o condiție esențială pentru noua lege. Ce mă intrigă însă este ce văd la cei de la USR, care atacă foarte mult această lege, uitând să precizeze că ei sunt artizanii la niște nenorociri și mai mari care ar fi putut să fie în legea respectivă, adică să nu mai crească timp de 50 de ani pensiile de acum înainte, pentru că așa au gândit ei atunci, fără să întrebe niciun specialist. Nu știu cum le-a ieșit din pix sau cum au ajuns la această decizie. Eu aș vrea să vă dau și câteva date vis-a-vis de ce a însemnat guvernarea PSD de fiecare dată și aș porni chiar din anul 2017, când am devenit ministru muncii. Noi am pornit de la 871,7 lei punctul de pensie, iar în 2019, când am ieșit de la guvernare, era o creștere de 45% la pensia medie. A crescut în 2017 punctul de pensie
la 917,5 și tot în 2017, de la 1 iulie, a crescut la 1000 de lei, apoi în 2018 la 1100 și când am plecat de la guvernare am lăsat la 1265 de lei punctul de pensie, deci o creștere cu 45% a pensiilor din sistemul public și cu 78% la pensia minim garantată. Noi am făcut atunci creșteri de 78% pentru că pensia minimă când am venit noi la guvernare era de 400 de lei. Vă închipuiți cam cum trăiau oamenii aceia cu 400 de lei. După care a venit PNL-ul la guvernare, a aplicat inflația care fusese prevăzută dinainte de ieșirea noastră de la guvernare, însă în anul 2021, când era domnul Câțu care a făcut și acest PNRR dramatic pentru România, a fost o creștere de 0 lei. Da? De 0%. Practic, nu s-a mai întâmplat așa ceva în istoria post-decembristă să fie zero creșteri la pensii decât în perioada Boc-Băsescu și în perioada guvernării Câțu. Apoi, când am intrat iarăși la guvernare din ianuarie 2022 până în acest moment, iarăși creșterile sunt de 41%, cu o creștere de 10% în 2022, de 12,5% în 2023 și de 13,8% până la data aceasta de 1 septembrie. Așadar, cine spune că guvernul PSD își bate joc de pensionari, ar trebui să știe că în fiecare caz cifrele vorbesc. Că această lege care se aplică nu este perfectă, dar e maxim ce s-a putut scoate în condițiile în care România, prin PNRR, din guvernul Câțu gândit acest PNRR, este maxim cât a putut să scoată de bine. Chiar și așa, creșterile sunt la peste 80% dintre pensionari.